Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem la emisiunea În căutarea stării de bine și astăzi vom aborda subiectul relațiile de cuplu în perioada izolării. Le mulțumesc foarte tare tuturor celor care mi-au răspuns invitației de a ne împărtăși din problemele prin care trec în această perioadă și promitem ca în cursul acestei emisiuni să vă răspundem la toate întrebările. Știu că sunteți mulți acasă care poate nu aveți partener de cuplu și promit ca într-o emisiune viitoare să abordăm și acest subiect. Astăzi o am alături de noi pe Domnica Petrovai. Este un om absolut minunat și este psihoterapeut specializat în relații de cuplu și a familiei. Este fondatoarea Școlii pentru Cuplu și Mind Education și este autoarea cărții Iubește și fii iubită. Bine ai venit, Domnica Petrovai! Mă bucur pentru invitație și subiectul ales. Zilele acestea a circulat așa o glumă, care de fapt este un fel de râsul plânsul, că nu o să facă COVID-19 atâtea victime cât o să facă statul acasă alături de nevastă. Și mi-ar plăcea ca în această emisiune să explorăm câteva idei, câteva soluții, ce am putea să facem ca condițiile acestea în care petrecem atât de mult timp, poate unii chiar 100% din timp alături de partenerul de viață, în așa fel încât să ne fie cât mai ușor în perioada asta, atât că va urma ea câteva luni, câteva săptămâni. Bineînțeles, nu o să ne referim la acele cupluri care sunt la început și care sunt foarte îndrăgostite și sunt foarte fericite acum și profită la maxim de această perioadă. Ne raportăm la cuplurile care au oarecare maturitate, care au anumite dificultăți în această perioadă și mi-ar plăcea să explorăm din cazurile pe care le avem. Știm deja prin ce dificultăți trec oamenii aceștia acasă. Și hai să începem să povestim despre situația în care cuplul este singur, adică nu are copii, trăiește deja în izolare de ceva vreme și acești parteneri trebuie să petreacă tot acest timp împreună. S-au trezit că trebuie să împartă fiecare minut din viață alături. Să vedem prin ce dificultăți trec ei în acest moment și ce ar putea să facă aceasta. Sigur. Pentru că este o mare provocare, așa cum știm. Pe de altă parte, este și o mare oportunitate, chiar dacă pare foarte dificilă. Pentru că, într-adevăr, experiența nouă, există și multe tensiuni și stres din exterior și din afara relației, ceea ce sigur că provoacă relația. Arată cât de poate puternică este relația în aceste perioade, cum fac față stresului, poate anxietății, îngrijorărilor. Dacă aveau niște rutine formate în casă de reconectare sau mai degrabă erau cupluri care petreceau foarte mult timp împreună în afara casei, nu știu, în vacanțe sau nu știu, în vizitele cu prietenii și casa nu reprezenta neapărat acel loc de reconectare și de reîncărcare și asta e o provocare. Izolarea mai înseamnă și faptul că suntem confruntați cu a face foarte multe lucruri acasă și muncim acasă și avem cumva petrecem timp împreună, ceea ce sigur că ne provoacă foarte mult. Pe de altă parte, este o bună ocazie de a ne înțelege diferențele. Ne vedem mult mai ușor diferențele, ne dăm seama fiecare dintre noi dacă avem nevoie de noutate sau avem nevoie de mai multă predictibilitate. Și aici cumva recomandarea este ca cuplurile să-și găsească o rutină, poate nu foarte rigide, să fie cât mai putem să facem lucrurile la fel ca și înainte.
Pe de altă parte, conflictele și tensiunile ne-ar fi de mare ajutor să le rezolvăm mult mai repede, adică să ne împăcăm mult mai repede. Dacă poate înainte o ceartă sau un conflict, îl puteam, să spunem, depăși în câteva zile sau rămâneam supărați unul pe celălalt câteva zile, acum parcă nu mai merită. Rămâne prea multă tensiune și noi nu ne mai putem, nu știu, regla, descărca disconfortul în afara relației, nu mergem la muncă, nu ieșim din casă, nu facem mișcare în afara casei și atunci ar fi de preferat să învățăm să ne fim atenți la conversațiile dificile și să le evităm pe cele care știm că duc la conflicte. Cu siguranță fiecare relație are subiecte provocatoare, tocmai pentru că suntem diferiți, ar putea să fie diferențe ce țin de, nu știu, opinii legate de ce se întâmplă. Și așa cum cumva era recomandarea, nu vorbim despre, nu știu, religie și politică când ne vedem cu familia sau prietenii, poate e un moment în care ar fi de preferat să evităm anumite subiecte pentru care nu avem suficiente resurse și unde sunt prea multe diferențe care încă pentru noi sunt ireconciliabile și atunci să le lăsăm deoparte. Un alt impact asupra relației ține foarte mult de felul în care amândoi își reglează stresul. Dacă au rutine, nu știu, dacă fac mișcare, dacă au anumite mecanisme personale prin care cumva se detensionează, de ce e important? Pentru că și la nivel de abilitatea de a se Abilitatea de a se reconecta unul cu reconecta celălalt, apropo unul și cu de celălalt, apropo conflicte, și de dar conflicte, are dar impact și asupra sexuale, vieții sexuale. pentru unii cumva Stresul înseamnă o înseamnă scădere o scădere dramatică a vieții a sexuale dorinței și sexuale atunci și asta atunci poate să să fie fie o o provocare, provocare, însă însă pentru pentru alții alții funcționează alții diferit, funcționează diferit, mai în situații degrabă foarte în situații foarte crește dorința stresante, le crește sexuală și dorința această sexuală. diferență poate provoca foarte mult stres. Din nou, cumva, cei doi au nevoie de înțelepciunea de a regla, de a negocia, de a-și crea niște rutine care să-i sprijine, mai ales pe cel care are nevoie de mai multă relaxare pentru a cumva crește dorința și disponibilitatea sexuală. Sigur că e important să conștientizezi faptul că dorința nu apare pur și simplu, fără să faci nimic. De ce e important să vorbim și despre sexualitate? Pentru că ne conectăm foarte profund noi cu noi. Nevoile noastre emoționale sunt împlinite și ale cuplului, deși sigur că pare cumva, poate unii dintre parteneri pot să perceapă ca fiind neadecvat, da? Pare că e neadecvat să ne bucurăm, să simțim plăcere, să avem dorință sexuală când oamenii mor, când oamenii sunt preocupați de probleme foarte serioase și asta poate să pară, poate pentru unul dintre parteneri sau amândoi ca un subiect pe care ar fi bine să-l evite, însă e nesănătos. Deci, cumva, astea ar fi marile provocări, zona asta de rutine, să se reconecteze, cum își reglează stresul, conversațiile Conversațiile dificile pe care adesea pe cumva care le adesea cumva le amânau prelungeau foarte le mult, e mai prelungeau înțelept foarte mult, cumva e să mai le înțelept rezolvăm cumva cumva să să le le rezolvăm rezolvăm mult mult mai mai repede, repede, să ne mult cerem mai repede, iertare mult mai repede. cumva stăm împreună cu partenerul și ne ușurăm foarte mult viața și să Reprioritizăm reconectare emoțională, reconectare dar și emoțională, dar erotică. și erotică, În în ciuda momentelor în momentelor care în ne care ne aflăm. aflăm, Sigur, sigur, asta nu înseamnă cumva să ignor felul în care se partenerul, simte partenerul, dar asta nu înseamnă cumva să ignor dar asta nu nevoile înseamnă cumva să relației. ignor nevoile Da, relației. practic, asta Da, e ceea practic, ce ar fi asta important e ceea să ce ar fi subliniem, important acela să că subliniem, acela că nevoia de a avea o nevoia relație de a avea o relație echilibrată, o echilibrată, relație echilibrată, armonioasă, de fapt este de calea fapt de a este scăpa calea din de a acest, scăpa din acest hai să zicem, coșmar hai pe să zicem, care coșmar pe unii l-ar care putea percepe unii l-ar în putea percepe aceste momente. momente. Și conectarea Și păstrarea păstrarea unei unei relații relații armonioase armonioase să se poate de face pe acest relaxare pont prin a de face relaxare, prin a dragoste face dragoste. Cred că fiecare are cred că fiecare are nevoie să se gândească de fapt să se ce își gândească de dorește de fapt la ce își ce își dorește dorește de de la la relație. relație. Adică Adică este este un un foarte foarte bun bun moment moment să să și și să să se se gândească gândească ok, ok, ce ce
îmi doresc, inclusiv și în viitor ce vreau în să viitor, fac, ce vreau după să perioada fac aceasta, încă, după perioada aceasta, perioada aceasta mai dorme sau mai trezesc, perioada aceasta mai dorme sau mai trezesc o lună, poate peste 3, poate peste 6, peste 3, poate peste 6, dar ce facem împreună ca și peste câteva luni? Și de ce nu să planificăm? Și de ce nu să planificăm și următoarea vacanță? Da. Aș vrea să mai completez legat de semnificație. Într-adevăr, pentru fiecare cuplu, momentul de criză are semnificații diferite. Pot să apară, nu știu, certuri datorită insecurității financiare sau problemelor financiare sau relației cu banii. Poate până acum erau mult mai relaxați sau unul dintre parteneri mai relaxați, pe principiu cumva cheltuim tot ce avem ca să ne simțim. Acum cumva s-ar putea ca asta să nu fie o alegere potrivită sau felul în care au timpul liber și într-adevăr este de a regândi care sunt acele lucruri valoroase pentru cuplu, valoroase pentru relația cuplu, cu banii, de exemplu relația cu banii, stresul, sau relația cu stresul, ce ne facem dacă rămânem doar noi doi, în casă, ne putem cumva folosi de alte resurse, cum sunt vacanțele prietenii, nu știu, întâlnirile cu colegii care ne reîncarcă, dar fi de foarte mare ajutor, dar fi de foarte mare ajutor dacă ar fi percepută perioada, cu toate dificultățile, altfel de călătorie cuplului, în înțelegerea, cum ai spus tu, a valorilor, și pe termen scurt, și pe termen scurt, dar și pe termen lung. Să-și crească amândoi reziliența, studiile spun că cuplul este mai rezilient și au resurse cei doi să facă față momentelor dificile, uite, acum e un moment incert, neprevăzut. Cumva cuplul va deveni din ce în ce mai puternic și cumva glumele care apar, am văzut și eu foarte multe glume, cumva aș vrea mai degrabă să luăm să vedem mult mai profund evoluția cuplului și semnificația pe care o are această perioadă pentru cuplu. Putem să creștem împreună, ne putem înțelege, da, o să ne și certăm, să fim îngăduitori, să nu avem așteptări nerealiste, da, probabil o să avem mai multe certuri poate decât am avut sau nu. Nu e obligatoriu, firesc, dar să le înțelegem, să ne dăm voie să le înțelegem mult mai profund. Ne înțelegem pe noi și înțelegem și relația. Există totuși un risc major ca în relațiile de cuplu, în relațiile de și în familie, de fapt, și în familie, de fapt, trecem timp care în casă, să apară relații tensionate, pentru că noi practic trăim un pericol care nu se vede, care e prezentat peste tot, în marea majoritate, nu suntem bolnavi. Vorbim despre un pericol inexistent în casă, totuși din exterior, și cumva există o revoltă interioară, dacă nu suntem atenți la ea, ea poate să ajungă în relația cu partenerul din casa noastră și aici ce ne facem dacă avem ce dinexterior, ce avem în relație, pentru că noi practic trăim un pericol care ar trebui să fie acceptat, ele sunt în controlul nostru și cumva ne dă spațiu mult mai mult să fim mult mai prezenți,
În momentul în care suntem mai prezenți, cumva scade tensiunea, impactul pe care îl are, nu știu, la amenințările de care spuneai. Pe de altă parte, să fie conștient și de faptul că amândoi au pierdut mult, sigur au și câștigat anumite, au și pierdut, nu se mai văd cu prietenii, cu colegii, viața noastră este schimbată și sentimentul acesta de pierdere cumva ne poate, sau nu știu, sentimentul de inutilitate sau de lipsă de valoare ne tulbură foarte mult și ne creează foarte mult disconfort și e posibil cumva că, așa cum spuneai, certurile să fie în primul rând cauzate de aceste pierderi personale, odată conștientizate, cumva eliberează cuplul de, nu știu, stresul din exterior. Însă cu cât cei doi devin mai prezenți și au niște ancore pe care și se reconectează unul cu celălalt, fără așteptări foarte mari, poate nu e momentul să ai conversații foarte, sau să încerci să rezolvi probleme pe care nu le-ai rezolvat până acum. Nu știu, certuri de ani, de zile, acum se gândești că ai suficient de mult timp, ci mai degrabă să fii recunoscător pentru relația pe care o ai și pentru ceea ce ți se întâmplă, să fii recunoscător pentru momentele pe care le aveți. Și cred că recunoștința ne ajută foarte mult să fim mult mai blânzi noi cu noi și mai blânzi cu relația. Dar relația îi va fi greu. Și nouă ne este uneori greu, dar sunt și multe, multe lucruri foarte valoroase. Și cumva e o mare oportunitate de a ne înțelege mult mai bine unul pe celălalt și de a fi mai îngăduitor, de a avea mai multă compasiune și acceptare unul față de celălalt. Deci dacă vorbim despre în care cei doi parteneri sunt acasă, doar ei fără copii. Ideal este ca ei să stabilească ce anume vor pentru ei ca și relație și să facă cât mai multe dragoste. Exact. Și să aibă niște rutine sănătoase care le crește cumva această putere de a depăși momentele dificile mult mai sănătos și mult mai valoros pentru amândoi. Ei, hai să vedem ce facem cu cuplurile care sunt înconjurate de copii, foarte multe lucruri de făcut. Când apar și copiii sau când sunt și copii în preajmă, sigur că pe de o parte există și avantajul că petreci un timp și cu copiii, nu ești doar cu partenerul. Deci cumva sunt mai multe relații din care te încarci, sunt mai multe experiențe diferite, nu știu, experiența de joacă pe care ai cu copilul, faptul că descoperi foarte multe lucruri în relația cu el. Cumva aici depinde foarte mult de dacă copiii aveau rutine, dacă erau obișnuiți cu anumite rutine, depinde de vârsta lor. Însă punctul central este de a prioritiza și în aceste momente, chiar dacă copiii sunt acasă, sunt mulți dintre ei au teme, au nevoie să învețe, de a prioritiza relația și de a nu ignora relația pentru că suntem acasă cu copiii. Poate că aici este capcana în care putem să cădem, fiind toți acasă, mai tot timpul petrecem timp împreună, îl simt și pe copil că poate are mai multă nevoie de tine și vrea să petreacă cu tine. E important să fie și un timp pentru copii sau pentru copil, însă să avem și momentele noastre în care doar despre noi doi. Da? Nu neapărat când doarme copilul, ci și în timpul zilei. E valoros și pentru copil că vede că relația există și că ea contează. Dar programul, ce se întâmplă în timpul zilei, să nu se învârtă în jurul nevoilor copiilor. Mai ales că, așa cum știm, avem de integrat foarte multe roluri și legat de muncă, și copil, și partener, și pentru tine. Și te gândești când să mai am grijă și de relație, când poate mi-e greu să am grijă și de mine sau de nevoile mele. Și aici, probabil după perioada asta de adaptare prin care am trecut mulți dintre noi, poate că a durat mai mult sau mai puțin, o săptămână, două, câteva zile, cumva momentele de reprioritizare a cuplului
ar fi un moment valoros pentru fiecare dintre noi. Mi se pare foarte bună ideea să ai grijă și de relație, suntem acasă, să nu ignorăm momentele de reconectare, nu știu, că ne spunem bună dimineața sau noapte bună sau, nu știu, momentele de recunoștință, faptul că îi mulțumim că ne-a ajutat sau ne-a sprijinit, nu știu, că a stat cu copilul cât timp eu am lucrat, poate o oră. Și cumva această atenție și prezență în relație, cred că e foarte, foarte valoroasă, mai ales acum în prezent. Și cumva de reamintit cuplurilor cât de valoros e să aibă un timp pentru ei. Și poate că uneori ne îngrijorăm cumva excesiv pentru copii, faptul că, nu știu, poate nu tolerăm plictiseala copiilor sau avem sentimentul că noi suntem responsabili să ne ocupăm de tot programul copiilor și cumva această atenție și vigilență cumva exagerată pentru nevoile copiilor adesea cumva costă foarte mult relația. Da, și copiii au nevoie să plictisească, să aibă timpul lor, să se joace singuri sau dacă nu avem nevoie de un sprijin, însă să ne acordăm un timp și relației. Și aici avem nevoie ca în relațiile în care suntem singuri să ne asigurăm momente de relaxare. Exact. Ne uităm la un film sau avem momentele noastre intime, la fel de valoroase, da, ca și celelalte momente, însă să nu uităm că noi ne încărcăm relația cu adultul și nu din relația cu copilul și că cumva în momentul în care eu nu sunt atentă la ceea ce îi ofer partenerului, atunci partenerul cumva poate se va duce mai mult într-o altă zonă, de exemplu, în a cumva acorda atenție copilului mai mult decât poate are el nevoie. Cumva să dăm spațiu copilului să își regleze el, să își planifice el atât cât poate, dar să aibă timpul lui liber și noi cumva să ne dăm un spațiu să ne ocupăm de relație. Am remarcat în cazul anumitor familii că unul dintre parteneri își alipertatea de casă, pentru că simte nevoia să la plimbare, iar celălalt partener nu este de această idee. Ce facem? Ce facem? Da. Da. Aici cred că e important să fim atenți la ce înseamnă pentru noi să ne simțim în siguranță și ce înseamnă pentru noi să ne simțim, nu știu, și în controlul vieții noastre, dar și cu gradul nostru de libertate. Și poate da, unii dintre noi simțim cumva nevoia de control mergând la plimbare sau, nu știu, ieșind la alergat sau mergând la cumpărături. Poate din potrivă, partenerul fiind diferit, cumva are o altă... Sentimentul de siguranță este dat prin faptul că rămâne acasă, însă cumva din nou vorbim de a încerca să reconciliem diferențele. Da? Diferențele sunt cele care ne ajută să creștem foarte mult. Poate dacă ne reamintim faptul că, nu știu, momentul în care unul dintre parteneri este mai, sau valoarea unuia dintre parteneri ce ține de faptul că este mai explorator și că este mult mai, nu știu, are o mare nevoie de a face mai multe lucruri diferite, asta aduce cumva valoare cuplului.
Dar la fel, cumva, e foarte valoros și faptul că unul dintre parteneri e foarte atent la detalii, poate are un grad mai mare de, o nevoie mai mare de corectitudine, de lucruri stabile și asta face să fie foarte valoros. Adică, în loc să căutăm cumva dreptatea și să avem un conflict despre dreptate, care e extrem de... duce la foarte multe insecurități și multă neîncredere în relație, pentru că amândoi se văd, se simt neînțeleși, nevăzuți, se simt mai confortabil cu propriul lor adevăr, fără critică, nu știu, fără control unul asupra celuilalt. Și e important să vedem cum reacționăm. Cumva să întoarcem toată această nevoie de dreptate mai degrabă într-o zonă de o înțelegere mai profundă, da, sunt diferit, mă tensionează faptul că, sau îmi creează tensiune faptul că partenerul e diferit de mine, cu atât mai mult acum, în prezent, da, că poate cred că ne pune viața în pericol și multe alte, nu știu, temeri pe care le am. Pe de altă parte, noi amândoi avem nevoie de acceptare și poate e important să-mi reamintesc că atunci când partenerul simte acceptare și simte încredere din partea noastră, este mult mai probabil să se lasă influențat pentru că nu se simte atacat. Noi în momentul în care ne simțim atacați ne pierdem orice abilitate de a fi empatic unul cu celălalt. Poate asta înseamnă când suntem stresați sau tensionați și atunci nu e un moment potrivit de a negocia cu partenerul. Când simți cumva tensiune, când nu știu, te simți îngrijorat sau tensionat, poate modul în care vei comunica va fi un mod în care partenerul se va simți atacat. Și atunci cred că despre asta e vorba, cumva a nu considera că tu ai dreptate și că dreptatea este de partea ta și doar tu vezi lucrurile corect, ci de a înțelege că avem perspective foarte diferite și că aceste perspective foarte diferite, de fapt, ne-au ajutat foarte mult. Și e important să ne ajute și acum și că, de fapt, noi tânjim după această nevoie de acceptare și că în momentul în care te simți acceptat într-o relație, este mult mai probabil să te lași influențat de partener. Și asta înseamnă că probabil vei alege ceva ce nu este confortabil pentru tine, dar face foarte bine relației. Dar uite, îmi dau seama că, nu știu, pe soțul meu sau pe soția mea sau pe partenerul meu îl tensionează când merg să alerg, dar o să ies mult mai rar să alerg, pentru că știu că pentru partener asta înseamnă foarte mult disconfort. Însă și partenerul cumva să-și exprime nevoia, uite, am nevoie să mă simt în siguranță, mi-e teamă, îmi creează un disconfort fără să-l blameze, da? Fără să-l învinovățească, nu știu, nu-ți pasă de noi, ești insensibil, te gândești numai la tine. În momentul în care l-ai atacat, cumva greu te poți aștepta la foarte multă, nu știu, afecțiune și înțelegere din partea celuilalt. Atunci, probabilitatea ca el să facă așa cum vrea el, pentru că o să-ți spune cumva că trola nu-mi spune ce să fac, o să aleg doar ce vreau eu și cumva se creează o tensiune care nu duce nicăieri. Cumva sau duce la și mai multe rupturi și cumva neîncredere în relație. Și aici cred că mai fi important de subliniat faptul că ce pun mai presus? Relația noastră, starea noastră de bine sau frica că s-ar putea să mi se întâmple ceva? Exact. Asta e foarte bine punctat, foarte frumos punctat. Cumva că din frică cumva alegem foarte neînțelept. Da. Ok, am să te rog dacă se poate să dai laptopul un pic mai încet, Dominica, că am primit feedback că se aude cu eco, sper să fie mai bine după aceea. Mulțumesc. Haideți să vedem ce facem cu acele cupluri care, din păcate, trăiesc separate, din vari motive. Și asta cred că o să se întâmple sau e posibil să se întâmple destul de des în curând, mai ales dacă anumite sate, orașe ajung să fie în carantină. Deci să partenerul poate că este blocat, nu știu, în cealaltă alt oraș.
ce facem în aceste relații? Și asta e o provocare mai mare acum poate decât altă dată, pentru că sunt și într-adevăr multe relații la distanță. Acum e o distanță mai degrabă impusă și ai sentimentul că nu ai libertatea de a alege. Poate în alte momente cumva aveai sentimentul că tu ai ales cumva să ai o relație la distanță și ești mai în control. Ca orice relație la distanță, cumva partenerii au nevoie de o grijă de reconectare zilnică mult mai mare, pentru că nu e prezența fizică. Și lipsa prezenței fizice creează adesea o insecuritate. Adică momentele de, nu știu, că te reconectezi dimineața, seara, că ai anumite rutine, că vorbiți des la telefon sau vă vedeți des, că împărtășiți despre ce vi s-a întâmplat în timpul zilei, unul cu celălalt, vorbiți despre voi. Adică e ca și cum lumea voastră interioară să fie deschisă partenerului, tocmai pentru a păstra această legătură emoțională. Pe de altă parte, apropo de nevoia de, nu știu, vitalitate, bucurie, e important și să faceți lucruri care vă încântă, nu știu, că vă uitați la un film împreună, beți cafeaua împreună sau gătiți împreună sau faceți dragoste, cumva să nu ignorați și nevoile erotice. Sigur că e mai complicat un pic, adică ne provoacă sau provoacă cuplul un pic mai mult, însă, din nou, cumva, dacă dăm o semnificație care să ne ajute, da, că pot să privesc lucrul catastrofal și foarte tragic și cumva să gândesc că sau e un moment foarte greu și apăsător, dacă îl resemnific ca, da, înseamnă că trebuie să fim foarte creativi, și cumva să fim foarte, să inovăm foarte mult, să venim cu multe lucruri noi. Asta poate fi pe termen mediu și lung foarte benefic pentru cuplu. Că uite, într-un moment greu, am găsit surse și resurse și căi de a menține legătura, da, că asta e o prioritate. Doi, de a ne asigura că împărtășim și bucuria de care avem nevoie în fiecare zi. Și ne creăm și acele momente plăcute, apropo de, nu știu, rutine simple, că gătim împreună sau reconectarea erotică de care avem nevoie cu toții. Și sigur, apropo de tensiuni, aici iarăși o regulă, sau o regulă, o recomandare, cumva să conflictele, mai ales pe, nu știu, pe WhatsApp sau pe telefon, pentru că există tendința asta de a răbufni și a trimite mesaje, nu știu, pe e-mail. Cumva să ne reamintim faptul că și pentru noi e foarte inconfortabil să primești un e-mail care sună a reproș, chiar dacă vorbești despre cum te simți tu. Și că poate că cel mai bun moment este să vă simțiți, nu știu, liniștiți și într-un moment bun să aveți o conversație dificilă, însă fără această conversație care e o formă cumva de evitare și suntem foarte puțin empatici, pentru că nu vedem reacția celuilalt când i-ai scris un e-mail sau un mesaj și cumva îi spui că, nu știu, ai nevoie să te descarci sau ai nevoie să rezolvi o tensiune. Sigur că și aici avem nevoie să fim mai îngăduitori, mult mai răbdători, cu așteptări realiste și cumva să ne calibrăm așteptările. Da? Adică așteptări înseamnă, uite, poate că o să fie o perioadă în care voi fi foarte tensionat sau foarte stresat sau obosit. Dacă vorbim, de exemplu, de unul dintre parteneri care lucrează într-un spital și probabil nu poate veni acasă, de, nu știu, să te suni și să fiu foarte drăguț de fiecare dată sau să te sprijin în relația cu copiii. Aici e important să, chiar dacă pare neromantic, e important să vorbească foarte direct despre ce se așteaptă unul de la celălalt și ce pot oferi relației și unul celuilalt în această perioadă dificilă pentru fiecare. Deci atunci când avem relații la distanță, mai ales în această perioadă, este bine dacă avem lucruri mai puțin, poate plăcute de transmis, să le spunem în mediul acesta virtual, în care putem să ne vedem față în față și să ne reglăm în funcție și de mimica celuilalt.
Și să ne alocăm cât mai multe momente tot în spațiu virtual, făcând diferite lucruri împreună în același timp. Și da, de ce nu chiar să faci și dragoste? Până la urmă este o modalitate de, chiar dacă nu e ca atunci când ești acolo, însă corpul nostru reacționează bine și atunci când teoretic ne imaginăm niște lucruri. Excitația cu siguranță apare, dorința se intensifică și, de ce nu, chiar perioada aceasta creează acea tensiune de care are, până la urmă, nevoie orice cuplu, pentru că se știe că e nevoie de o anumită distanțare, ca după aceea când te revezi să fie pasiunea mai puternică și să sperăm că această perioadă va fi cât mai scurt pentru toată lumea. Ce facem în cazul relațiilor în care unul dintre parteneri este cadru medical și știu din Italia câteva exemple în care au fost situații atât de nefericite în care ambii parteneri au cadre medicale, au rămas blocați în spitale, copiii lor au rămas acasă singuri. Poate că o să ajungem și noi în acest scenariu, să sperăm că nu se va întâmpla, dar măcar să știm ce ar trebui să facă sau ce ar fi de recomandat într-un astfel de context extrem, extrem de delicat. Aici cred că se vede foarte mult cât de valoroasă este sau cât de valoros este sprijinul celorlalți pentru cuplu. Să ceară ajutor, da? Partenerul care rămâne acasă cu copiii, să ceară ajutor, să nu rămână singurul adult, pentru că dacă rămâne singurul adult, atunci va fi foarte greu să aibă și momentele lui, apropo de odihnă, nu știu, să-ți dai voie să plângi, să-ți dai voie să fii furioasă sau furios, să trăiești, nu știu, momentele de anxietate sau frica de a pierde. Și aici cumva pentru asta ai nevoie de un alt adult, ai nevoie de un sprijin, apropo de comunitate. Și care să nu fie soțul sau soția ta, care este cadru medical, pentru că acela se va încărca pentru că acela se va încărca foarte tare, are și problemele de la muncă și problemele de acasă și nu va putea să le ducă. Cred că e o formă prin care îi sprijinim și pe cei care lucrează în spital și cumva au nevoie să avem grijă de familiile lor. Și aici cumva se vede comunitatea și solidaritatea și sprijinul prietenilor, familia, vecinilor în a prelua o responsabilitate pe care nu și-o mai pot îndeplini, da? Pentru că resursele lor emoționale sunt în altă parte. Cred că e important cumva ca cei care sunt în situația asta să ceară ajutor. Poate aici va fi o mare provocare, poate unii o percep cumva că ar trebui să descurce singuri, ar trebui să fie puternici, ar trebui să, nu știu, să fie o mamă sau un tată puternic. Însă cred că e foarte uman și e o dovadă de mare curaj mai degrabă să cere ajutor, mai ales în momente foarte vulnerabile. Și foarte, foarte vulnerabile și dificile. Foarte, foarte, foarte bine punctat, Dominica. Mi se pare un lucru la care într-adevăr nu m-am gândit, mai ales în privința prietenilor mei medici, că într-adevăr și partenerul lor de acasă are foarte mare nevoie de suport emoțional, pe lângă cadrele medicale care, clar, și ele trec prin ceea ce trec în aceste momente sau urmează, mai bine zis, să treacă. Da, și noi știm că, iartă-mă cumva, știm că sentimentul ăla de siguranță după care tânjim cu toții, mai ales în momentele astea foarte grele, cumva îl obținem în relația cu celălalt. Apropo de izolare și de deconectare. Și atunci avem nevoie de oameni care să ne fie alături, pe care să putem conta, pe care să ne, nu știu, să-i sunăm și să plângem, să-i sunăm și să ne exprimăm furia, să le cerem ajutor concret și să putem fi vulnerabili alături de ei și să-i simțim aproape. Da,
Ne-a plăcea așa spre finalul întâlnirii noastre să ne recomandă o carte care vorbește despre puterea cuplului, relațiile de cuplu și care ne-ar putea inspira în următoarea perioadă, mai ales dacă unii dintre noi avem și un pic de timp în plus, să ne lăsăm inspirați și să avem această viață armonioasă pe care ne-o dorim cu toții în relații. Da. Păi v-aș recomanda cartea mea, care e despre cuplu, însă dincolo de cartea pe care am scris-o cu foarte mult drag și... Te rog să ne spui câteva lucruri despre carte și ce regăsim acolo ca și informații. Da. Cartea a apărut la editura Humanitas, vorbește despre, mai ales despre etapele de criză prin care trece cuplul, faptul că fiecare dintre noi, din fericire, deși atunci când suntem în momentul de criză ne-am dorit să nu se întâmple asta, pentru că avem nevoie să evoluăm, avem nevoie să învățăm să transformăm reproșul într-o nevoie neîmplinită și să o comunicăm în alt fel. Avem nevoie să înțelegem care sunt motivele pentru care, deși la început ne plăceam foarte mult unul pe celălalt, parcă comunicam foarte ușor, ne înțelegeam, cumva ajungem să avem foarte multe sentimente, unele foarte neplăcute și să ieșim în primul rând cum să ieșim din criză, să devenim mai conștienți și să ne înțelegem mult mai bine unul pe celălalt. De asta cred că criza e o perioadă valoroasă pentru că ne scoate la suprafață toate punctele sensibile, adică răbufnim mai ușor, ne enervăm mai ușor, pentru că suntem foarte activați emoțional. Sigur, sunt persoane care și detașează pentru că le este foarte greu să fie în contact cu ceea ce se întâmplă. Apropo de, faptul că minimalizează ce se întâmplă, poate vin cu diverse teorii, de o formă mai degrabă de detașare. Și în carte vor găsi căi de a ieși din momentul de criză și cum pot să se reconecteze cei doi în momente în care sunt multe tensiuni, multe conflicte, au multe conversații dificile. Poate înțelegându-și mai bine trecutul, înțelegându-și resursele, cât de diferiți suntem amândoi și cum ne provoacă, de fapt, aceste diferențe. O să citesc și o carte, pentru că trebuie să recunosc că n-am citit-o, dar mi-o voi propune în următoarele săptămâni să parcurg. Vă mulțumesc frumos pentru recomandare. Și aș vrea să te întreb care ar fi un gând final cu care vrea să încheiem această emisiune. Da. Ce le-aș recomanda celor care ne ascultă este să fie blânzi, în primul rând ei. Poate că de asta avem nevoie, blânzi și când poate suntem critici și când ne retragem și când ne este foarte greu. Blânzi și poate pentru că și cu compasiune unii față de ceilalți și când avem momente bune fără să ne judecăm și să ne criticăm unul pe celălalt. Deci gândul meu către blândețe se duce și bunătate unii față de ceilalți. Să nu fim atât de aspri cu noi și cu cel de lângă noi. Și celui de lângă noi este greu ca și nouă. Da, așa este. Îți mulțumesc tare, tare mult, Dominica, că ai fost alături de noi. Să fie atunci zile cu multă blândețe. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Să ne revedem cu bine marțea viitoare la ora 16 și să avem parte de cât mai multă stare de bine. Pe curând! Pe curând!